sunt Anca și clipul de azi va începe cu o poveste. Povestea pentru care fața mea este mai goală decât de obicei, pentru că în afară de tuș nu am absolut nimic pe ea. Nu povestea aia. Anul trecut pe vremea asta eu aveam o pasiune foarte mare. Pasiunea de a intra pe site-urile de genul eBay sau AliExpress sau toate chestiuțile astea care au o mulțime de produse asiatice, coreene, la prețuri foarte, foarte mici și pe care mi le cumpăram. Aveam momente când intram pe site și îmi luam câte vreo 10-20 de chestii din astea sub 5 dolari, foarte, foarte ieftine și printre acele chestii pe care mi le-am cumpărat anul trecut pe vremea asta a fost o mască neagră de față de care, sincer, eram foarte, foarte încântată pentru că știam că în străinătate pe site-urile care se respectă una de asta e foarte scumpă și o găsesc acolo cu 7 dolari și eram la modul trebuie să o am la prețul ăsta atât de bun! Dăm timpul înainte cu câteva luni și ajungem undeva prin iulie, august, septembrie poate 2016, când primesc un e-mail pe care o să vă citesc chiar acum. De fapt, era chiar octombrie. Deci, ceva firmă dorește să colaboreze cu tine oferindu-ți o mască peel-off pentru puncte negre și coșul în schimbul unui review pe canalul principal de YouTube. Mai jos este o mică descriere a produsului nostru. Am atașat și o poză cu acesta. Masca lasă un ten luminos, catifelat și lipsit de puncte negre, bla bla bla, bullshit, bullshit, bullshit. Așteptăm să faci o colaborare cu noi. N-apare niciun preț al produsului, mă gândesc că poate este chiar o mască de calitate, poate, dacă primesc acest produs, o să am și o mască ca lumea, până văd poza cu el și cum arată masa de pe poză fix ca cea de pe eBay. Totul este scris în chineză sau coreană sau ce sunt literele astea. Da. Și acum stau să mă gândesc câte site-uri de-astea românești zic că au produse super wow și super de bună calitate și când de fapt ele sunt chinezării care doar îți iau dublu de bani decât dacă le-ai cumpărat de pe eBay, doar ca tu să te simți bine că le ai. Și ce m-am gândit să fac în clipul de astăzi? Mi-am adus aminte cât de proastă este și m-am gândit că am o serie care se numește Sunt bune tutorialele de pe net și nu mai am idei de vlog și aș putea să fac o mică partiție acelei serii care se numește Sunt bune produse de pe net și să testez masca asta în clipul de azi. Instrucțiuni de folosire în chineză. Deci pur și simplu o pun pe față și aștept să se întâmple ceva. Și apoi să vă zic review-ul meu sincer. Merită să vă cumpărați o astfel de mască. Și nu, dacă vă gândiți, acest clip nu este sponsorizat de nimeni. Adică ce firmă m-ar plăti pe mine ca să-i vorbesc de rău? Începem! Am barbă! Și acum o să am și mustață! Salut! Deja am regret toate deciziile în viață. Deci ca să știți și voi, de fiecare dată când m-am dat cu masca asta, m-am dat numai pe nas. Nu m-am dat niciodată pe toată fața. Și chiar și când mă dădeam pe nas, nu se dezlipea așa cum arată pe internet. Se făcea bucăți mici și urâte și nu scotea niciun coș și niciun punct negru. Dacă acum pentru voi o să iasă chestia asta, o să fie minune, da? Nu este asta masca minune! Sal! Și acum așteptăm. Mi s-a întărit fața și nu pot mișca gura mai tare de atât. Încă trebuie să întrească chestia asta. A trecut numai 10 minute, ești ok. Ai trecut încă 5 minute de când am vorbit ultima oară. Nu pot să râd. Ok, asta este foarte creepy. A trecut vreo 25 de minute și masca asta încă nu este uscată de tot. Mai aștept 5 minute și după aia o să o dau jos. Se simte foarte, foarte ciudat. Nu pot să râd. Fie ce-o fie, o dau jos. Și acum începe distracția, adică începe să se rupă. Au! O, Doamne! O, nu! O, nu! Și s-a rupt. Asta era pe barbă la mine. Da. Și mi-a luat și ceva perde pe obraz. Mustață. Sună cineva la ușă. Au! Hai că pișcă... No, și cu bucățile astea ce fac? Că nu vor să se ducă, vor să plece de pe fața mea. Atât de bine prinse. Deci eu nu știu cum la alți oameni le iese să-și dea jos toată masca dintr-o singură mișcare, că mie nu-mi iese. Și după cum văd puncte negre încă am, nu au dispărut nicăieri, coșuri încă am. Eu
dubios. Zici că fața mea e harta lumii. Uite aici America de Nord, America de Sud, Australia, ceva insulițe. Dacă Africa și Asia și Europa n-ar fi existat, ci ar fi fost mai multe oceane în lume. Zici că e gumă de mestecat lipită. Cred că au trecut vreo 40 de minute și astea nu sunt uscate bine. Dar nici cu șervețelul nu se duce. Mi-a roșit față destul de tare și sper să nu se irite. De obicei când mai foloseam chestia nenorocită asta de chestie, se înroșea treptat în următoarele 10-20 de minute după ce scoteam. Mă, cam asta e masca. Nu era ca în toate filmulețile alea de pe net în care, wow, că iese fix ca o față și rămâne cu forma feței. Are câteva firice. Cred că mi-au luat câteva din firele nepensate dintre sprâncene, deși încă se simt acolo. Într-adevăr, se simte fața mai fină. Și punctele negre, toate încă sunt acolo. De nas la mine n-a funcționat. N-a funcționat. Am făcut clipul ăsta și ca să vă zic să nu credeți toate porcăriile de pe internet, pentru că sunt multe site-uri care sunt scamuri, adică care vă păcălesc. Dacă mai vreți să încerc și alte produse care sunt populare în mediul online, lăsați-mi la comentarii, pentru că poate această miniserie a serii Sunt bune tutorialele de pe net, poate chiar va deveni o serie de sine stătătoare. Nu știu. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like, să-mi lăsați un comentariu cu ce alte produse ați mai vrea să încerc în clipurile viitoare și nu uitați că aici aveți încă două clipuri de pe canalul meu. Abonați-vă pentru clipuri noi în fiecare miercuri și în fiecare sâmbătă de la ora 4. Eu am fost Anca. Mă doare fața. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare. Adios!